Pe raza orașului Năvodare au fost construite prin programul Agenția Națională pentru Locuințe două blocuri cu câte 32 de apartamente fiecare. Destinația acestora a fost clară, oferirea către închiriere tinerilor. În conformitate cu legislația în vigoare, aceste locuințe pot fi vândute către chiriași la cererea acestora la un an de la închiriere. În Năvodare, solicitări în acest sens există, fapt pentru care primarul Florin Chelaru a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor tip ANL. Proiectul urmează să fie dezbătut în cadrul ședinței de Consiliul Local, ce urmează să aibă loc săptămâna viitoare.